Drumurile românești sunt unele periculoase, nu numai că sunt într-o stare deplorabilă dacă ne gândim în ce an suntem și la fluxul tehnologic ori la mărfurile care circulă, dar și din cauza inconștienților. Astfel, un om a montat remorca mașinii și a ieșit la drumul mare, doar că remorca nu avea roți, ci o improvizație. Dacă nu ar fi de râs, este cu siguranță de plâns, pentru că problemele puteau apărea la fiecare metru, mai ales că pe carosabil era polei și era umezeală.